Seara aceasta am vrut să vorbim despre testul credinței. Uneori când vorbim despre credință, avem în minte lucruri din astea foarte, foarte siropoase. Însă, citind Scriptura, ne dăm seama că viața de credință nu este chiar așa de siropoasă. Adică te rogi, așa cum erau poveștile alea orientale cu Aladin, rugăciune în fel de lampa lui Aladin, freci lampa, iese duhul și îți împlinește orice dorință. Asta e foarte frumos și Evanghelia Prosperității bate moneda foarte tare pe treaba asta. Dacă te-ai pocăit, te-ai întors la Dumnezeu, îți merge numai bine, ești prosper, ești cât se poate de fericit și nu mai ai necazuri. Însă, citind Sfânta Scriptură, îmi dau seama că lucrurile nu sunt chiar așa. Ba, dimpotrivă, în viața de credință lucrurile pot să devină dramatice. Și uneori, când te rogi pentru ceva lui Dumnezeu ca să-ți răspundă, s-ar putea să-ți răspundă în felul lui. Sau atunci când Dumnezeu îți cere ceva, îți cere ceva și ce nu înțelegi, de ce trebuie să faci. Și îți cere ceva care pur și simplu depășește capacitatea ta de înțelegere și de gestionare a situației respective. În Cartea Genezei, la capitolul 22, avem un tablou, când am spus capitolul, cei care sunteți familiarizați cu Scriptura, cu siguranță v-ați dat seama că este vorba despre pericopa în care se vorbește despre jertfirea lui Isaac. Da? Dumnezeu vine și îi cere lui Avram un lucru care era și împotriva legii lui, da? Dumnezeu a zis să nu ucizi, împotriva oricărei logici omenești, și a spus: Avrame, iată-mă, a răspuns el, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ca ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Noi, când se întâmplă niște lucruri ciudate în viața noastră, imediat vrem explicații, așa este? Doamne, dar de ce ai îngăduit? Dar de ce se întâmplă lucrul ăsta? Dar cum? Că uite, am făcut lucrurile într-un fel și iese altfel. Și căutăm explicații la Dumnezeu. De ce se întâmplă? E irațional. Da, pentru că aici nu vorbim despre jocuri de logică. Ci aici vorbim despre voința supremă, suverană a lui Dumnezeu, și în momentul când Dumnezeu îngăduie anumite lucruri sau îți cere să faci anumite lucruri, nu te întreabă dacă ești de acord. Nu te întreabă dacă are logică sau nu. Nu, ce logică găsiți în porunca asta? Du-te și adu-l pe fiul tău ca jertfă. N-are nicio logică. Depășește orice capacitate de înțelegere umană. Și în loc ca Avram să se revolte, în loc ca Avram să spună: păi bine, Doamne, dar cum pot să încerc asemenea lucruri? Cum să-mi jertfesc eu copilul meu? Mai ales pe ăsta pe care mi l-ai dat la bătrânețe și ai zis că ăsta este moștenitorul și din el va ieși o sămânță ca pulberea, ca nisipul mării, și acum îmi retez toate rădăcinile. Cum e posibil așa ceva? Însă Avram, zice, s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. Niciun comentariu. Să nu credeți că nu suferea. Suferea. Își punea întrebări în mintea lui. Însă nu a lăsat ca aceste întrebări și ca aceste frământări interioare să stea între el și voia lui Dumnezeu. Chiar dacă uneori nu înțelegem voia lui Dumnezeu, trebuie să o acceptăm așa cum este, pentru că Dumnezeu știe cel mai bine de ce se întâmplă anumite lucruri în viața noastră. Și Avram a plecat la drum. Și a treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Imaginați-vă ce era în inima lui Avram în momentul în care se apropia din ce în ce mai mult de muntele Moria.
tensiunea creștea din ce în ce mai tare, durerea din ce în ce mai mult și a purtat în suflet această povară până când a ajuns la locul acela. Și aș vrea să fiți atenți la versetul 5. Pentru că în versetul acesta, din durerea lui, din frământările lui, din credința lui, Avram rostește o prorocie. Fiți atenți. Și Avram a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul. Eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Sesizați prorocia? V-am spus că de multe ori noi citim Biblia la rând, dar sărim peste miezul acesta al cuvântului. Zice, ne vom întoarce la voi. Nu mă voi întoarce. Și știți ce spune Scriptura mai târziu despre Avram? Ce credea că Dumnezeu îl va învia din morți. Știa că Dumnezeu își va împlini făgăduința, nu știa cum. Dar în mintea lui și-a zis, dacă Dumnezeu mi-a zis ca să-l aduc ca jertfă și dacă ăsta este fiul făgăduinței, nu se poate altceva decât să-l jertfesc și apoi ca Dumnezeu să-l învie. Pentru că ceea ce spune Dumnezeu este da și amin. Și Avram ne-a spus, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Imaginați-vă, cât de greu a fost pentru Avram să nu-i spună fiului său până în ultimul moment ceea ce urma să se întâmple. Să trăiască cu chinul acesta sufletesc, să trăiască cu durerea aceasta în inimă până în ultimul moment. Și la un moment dat Isaac începe să-și pună și el întrebări, pentru că nu era lipsit de minte. Și tată, ce este fiule? Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Știa clar ce trebuie făcut, pentru că Avram îl învățase cum se aduce arderea de tot, cum se junghie, cum se arde pe altar. Și de data asta lipsea un element, cel mai important, jertfa. Și în această situație apar atât de multe paralele sau prin analogie cu suferința lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos, bineînțeles, pălesc în comparație cu ceea ce a suferit Dumnezeu. Însă, la nivel uman, Avram și fiul său trăiesc o golgotă acolo, o dramă. De aceea spune mai târziu Scriptura că Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. Și farisei ziceau, ce vorbești că n-ai nici 50 de ani? Cum vorbești că tu ești de pe vremea lui Avram? Da, în momentele acelea Avram a trăit ceea ce urma, o parte din ceea ce urma să trăiască tatăl și fiul atunci când au fost împreună pe muntele Golgota. Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. O altă profeție. Observați cum durerea poate să nască credință. Poate să nască acea noblețe de caracter și de suflet în noi. Noi fugim de suferință. Oamenii nu vor să audă de suferință, de pierderea sănătății, de lucruri de genul acesta. Însă de multe ori în suferință și în durere te apropii mai mult de Dumnezeu și poți să strălucești cel mai bine. Dacă mă uit la oamenii mari care au existat în lumea aceasta, foarte mulți dintre ei au avut o viață foarte grea. Da. Compozitori, pictori, artiști,
au avut vieți foarte grele, foarte mulți dintre ei au fost orfani, au trăit în familii numeroase, au trăit în sărăcie, s-au luptat cu viața din greu. Și cu toate acestea, datorită acestor suferințe și încercări, au devenit din ce în ce mai puternici. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Biblia nu spune cum i-a spus și care a fost reacția lui Isaac emoțională, pentru că faptică este clar. S-a lăsat legat, s-a lăsat pus pe altar, putea să se revolte, să refuze, să spună până aici, tată, cu credința ta, lasă-mă în pace, și era pe bună logică și pe bună dreptate. Cum adică să mă omori? Păi Dumnezeu a zis să nu ucizi. Cred că ți-ai pierdut niște facultăți mentale. Cum adică să mă jertfești pe mine pentru Dumnezeul tău? E total de neînțeles ceea ce a cerut Dumnezeu. Și cu toate acestea, și Avram, și fiul său, fac niște lucruri total de neînțeles. De fapt, știți ce se întâmplă? Exact același lucru, dar mai de neînțeles, este în dreptul lui Dumnezeu și al lui Iisus Hristos. El, mielul fără cusură al lui Dumnezeu, fără vină, fără niciun păcat, a venit să fie jertfit fără nicio logică. Ce logică găsiți? Da, zicem, da, că iubirea lui Dumnezeu, da, dar noi trebuia să fim acolo, zice Isaia. El era pedepsit pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el. Și prin rănile lui suntem tămăduiți. Dar ce logică găsiți aici? Observați că atunci când vorbim despre credință, nu putem suprapune felul de raționare al omului credinței cu cel filozofic. Au încercat teologii să facă un fel de explicare a credinței cu filozofia și a ieșit prost de tot. Creștinismul s-a făcut un fel de hibrid între păgânism, filozofie și teologie creștină și în felul ăsta am reușit să facem un amalgam de tot felul de credințe. Însă, întrebările filozofice n-au noimă în teologie, în teologia biblică mă refer. De ce în dreptul deciziilor lui Dumnezeu este o întrebare prostească? Pentru că nu poți să explici pe Dumnezeu și acțiunile sale. Dumnezeu a zis lui Avram, te duci și faci asta și punct. Filozoful zice, dar de ce? Unde-i logica? Care este șirul de idei? Da, și în sistem filozofic este perfect. Dar suprapunându-le, ai stricat Scriptura și ai stricat credința. Pentru că dacă poți să explici lucrurile, atunci nu mai există credință. Și aici a fost și problema lui Pavel când a mers în Areopag. Bă, dar ce tu predici tu acolo? Zice, uite, chiar voi aveți niște chestii pe care nu le înțelegeți și vă închinați unui Dumnezeu necunoscut. Ei, zice, ăsta pe care nu-l cunoașteți voi, ăsta vi-l predic eu. Pentru că nu-l poți explica. Nu mai încercați să-l explicați pe Dumnezeu. Pentru că nu există explicații atunci când este vorba de acțiunile lui în viața noastră. Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din cerul și a zis, Avrame, Avrame, să nu pui mâna pe băiat, să nu-i faci nimic, că știu acum că te temi de Dumnezeu întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Noi facem multe declarații de iubire față de Dumnezeu. Însă, haideți să fim sinceri cu noi. Câți dintre noi suntem dispuși să sacrificăm nu pe fiul nostru sau pe fiica noastră,
ci din timpul nostru, din banii noștri, să acționăm pentru cauza lui Dumnezeu. Am devenit atât de comozi, ne deranjează chiar și confortul închinării. E atât de greu, nu e așa? E greu, e foarte greu. Mi-aduc aminte, eram copil și acum recent a fost o serbare de aniversare de 100 de ani la Toșorog. Da, dacă sunt frați de la Toșorog și ne urmăresc, pot să confirme lucrul acesta. Și mi-aduc aminte că era pastor la Piatra Neamț, acolo unde am copilărit, fratele Iacob Stelian. Și într-o duminică, era vremea comunismului, aproape de 89, da? Și oamenii acolo foarte refractari față de tot ce înseamnă pocăiți, de tot ce înseamnă evangelizare, i-am pulpat și cineva de acolo din sat le-a dat să bea ca să termine cu pocăiții. Și bineînțeles, exista și biserică adventistă acolo în sat. A zis, hai să mergem să vestim Evanghelia. Într-un regim care era destul de refractar la ceea, trebuia 100 de aprobări sau pastorul trebuia să fie ori securist, ori să știe cum să învârtă ca să obții aprobările respective. Nu era ușor. Nu era ușor. Și când ne-am dus acolo și am oprit în mijlocul satului, bine, așteptau aia ca la bobâlnă. Cu furci, cu ciomege, cu pari, cu tot ce trebuie, cu tot arsenalul, zice, că ne-am dus la război. Și la un moment dat un om din sat a zis, domnilor, dar haideți la mine în curte, că eu stau aici, am o curte mare, aici n-are cine să zică nimic. Și ne-am dus în curte și am început programul de închinare. Fratele Iacob Stelian a venit cu vioara și au mai fost mai mulți acolo care au început să cântăm și oamenii stăteau așa, se sprijineau unii în bâte, unii în furci, se uitau așa la gard, știi, foarte interesant. Și s-au dat seama că nu sunt așa periculoși pocăiții ăștia, pe cum le-a zis nu știu cine, nu știu cum. Și după ce am terminat programul acolo, i-am invitat și la biserică, să vină și la biserică. Și au venit și acolo la biserică și am avut un program. Dar să știți că am avut mari emoții. Eram copil atunci și mă gândeam, oare o să iau una pe cocoașă sau nu. Și uite că se făceau evangelizări, se făceau programe muzicale, dar nu așa țiplă. Erau niște programe muzicale la Piatra Neamț, se zicea că cântă madrigalul acolo. Și oamenii veneau. Era interes atunci, pentru toate. Era interes și pentru evangelizare, și pentru venit la biserică, deși ci că nu era voie. Mai venea câte un frate de aici, de pe aici pe acolo, mi-aduc aminte într-o pauză, poate fratele unu mai știe, nu știu, dar au fost multe ocazii, venea cineva cu Biblii de până Serbia. Și a venit cu o geantă din aia de voiaj și a zis, nu, care vreți Biblii? Pac, 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 pac. Și în pauză să vindeau ca pâinea caldă Biblii. Nu avea de unde. Și nu, care mai vreți? Pe comandă. Și scria acolo. Făcea o listă și mă duc în Serbia și uite, mai iau de acolo, mai văd cum e, cum le trec pe Dunăre, nu știu, găsesc, le bag în mașină de spălat și fac cumva să ajungă. Și era nevoie. Era mare nevoie și mare foame și am zis, băi, dacă scăpăm de comunism, ce credință o să fie în noi. Și am scăpat și de comunism. Și a fost entuziasmul acela de după Revoluție în care am zis, gata, acum rupem munții și sfărâmăm și trecem mări și țări și facem. Și a fost câțiva ani și după aceea am început să ne obișnuim cu binele. Și acum aș vrea să vă gândiți câți dintre voi n-aveți Biblie în casă. Ce întrebare mai e și asta, nu? Avem câte 3, 4, mai multe traduceri, dar se pune praful pe ele. Sau dacă le citim, nu le credem. Și diavolul e foarte mulțumit. Le avem și pe iPhone, le avem și pe toate formatele digitale la dispoziție. Poți să ai tot timpul Cuvântul lui Dumnezeu cu tine. Să-l citești. Ai devoționale, ai tot ce vrei. Întrebarea este cât ne mai hrănim cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și cât mai credem din el.
Avram, poate că n-a avut atâta scriptură cât avem noi, dar îl cunoștea pe Dumnezeu. Și în momentul în care Dumnezeu i-a cerut să-l aducă pe fiul său ca jertfă, Avram n-a ezitat să facă lucrul acesta. Și Dumnezeu l-a oprit să facă jertfa aceasta și a zis, uite, știu că te temi de mine și că mă prețuiești mai mult decât pe fiul tău. Și întrebarea pentru mine și pentru tine, ce prețuiești mai mult decât pe Dumnezeu? Nu vă grăbiți să răspundeți. Eram într-o seară la un training și ne-a pus trainerul să spunem care sunt valorile noastre în viață. Și fiecare a început să zice, Dumnezeu, familia, nu știu ce. Și a zis, da, sunt drăguțe răspunsurile voastre, dar să vă ajut un pic să gândiți mai bine. Pentru ce jertfiți cel mai mult timp, energie și bani? Și acolo e răspunsul. Și asta spunea și Hristos. Unde este inima voastră, acolo și comoara voastră. Sau invers. Da. Poți să dai răspunsuri câte vrei. Dar dacă spui că Dumnezeu este cel mai important în viața ta, atunci întreabă-te câți bani, cât timp, câtă energie oferi pentru cauza lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii sincer. Dacă vrei să te minți, poți să te minți foarte frumos și să mergi mai departe, dar tu ești cu ale tale, Dumnezeu este cu ale lui. În viața lui Avram, când a fost vorba de Dumnezeu, a fost dispus să sacrifice tot, inclusiv pe fiul său. De aceea, spune Dumnezeu, după ce s-a întâmplat lucrul acesta, că îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avram, versetul 15, și a zis, mă cutremur când citesc versetul acesta, pe mine însumi jur. Wow! Deci vine să cad jos. Când jură Dumnezeu pe el însuși. Pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta pentru că ai ascultat de porunca mea. Extraordinar! Ce înseamnă să ai credință? Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai avut credință, ai ascultat de porunca mea. E adevărat că făgăduința avramică nu poate fi pusă alături de nimeni, pentru că este una cu totul și cu totul specială. Însă, ca niște goim acceptați prin harul lui Dumnezeu, putem fiecare dintre noi să înțelegem în dreptul nostru că ascultarea de porunca lui Dumnezeu înseamnă binecuvântare. Ascultarea de porunca lui Dumnezeu înseamnă binecuvântare. Încrederea în Dumnezeu înseamnă binecuvântare. Și vreau să pun câteva întrebări și cu asta să închei și să mă rog pentru voi în seara aceasta. Cât de mult îl prețuiești pe Dumnezeu? Ce prețuiești mai mult decât pe Dumnezeu? Există lucruri în viața ta pe care le prețuiești mai mult decât pe Dumnezeu? Cât de mult ești dispus să sacrifici pentru Dumnezeu? Nu trebuie să răspunzi acum. Gândește-te, analizează și dă-ți răspunsul în practică, nu cu vorbe. Pentru că așa, cu vorbe, putem să teoretizăm foarte mult. Avram l-a ascultat pe Dumnezeu și a împlinit porunca lui. Și Dumnezeu a jurat pe el însuși și efectele acestei binecuvântări le simțim și astăzi. Lăudat să fie Dumnezeu pentru că avem astfel de exemple de credință. Să ne ajute El ca în lista aceea mare să fim și noi. Măcar acolo pe la urmă. Dar
cam avut și noi un pic de credință. Poate nu cât Avram sau cât Ilie, cât Moise, dar am avut și noi un dram de credință, măcar cât un grăunte de muștar. Amin. Aș dori ca acum la final să ne ridicăm, așa cum am obișnuit în fiecare seară, și să încheiem cu rugăciunea care să se înalțe spre altarul lui Dumnezeu, spre tronul lui Dumnezeu și să fie primită de către El în bunătatea Lui. Doamne, îți mulțumim și în această seară pentru bunătatea Ta și pentru faptul că ne-ai îngăduit să aducem și această jertfă de seară. Îți mulțumim, Doamne, că ai rezolvat și problema aceasta cu curentul și îți mulțumim că Tu ai dat har ca să ne putem întâlni și aici în sală, dar și online cu prietenii noștri. Doamne, Te rog să binecuvântezi fiecare suflet care a fost împreună cu noi în seara aceasta. Binecuvântează familiile fiecăruia dintre noi și dă-ne un sabat binecuvântat fiecăruia dintre noi. Ajută-ne să simțim pacea și bucuria sabatului în sufletele noastre și ajută ca fiecare dintre noi să plecăm în urma acestei jertfe de seară, în urma acestui altar de seară, cu o binecuvântare de mâna Ta. Doamne, știm că în bunătatea Ta ne poți da atât bine cât și suferință. Dă-ne ceea ce avem nevoie, Doamne, astfel încât să fie spre binele și spre mântuirea noastră. Și atunci când nu înțelegem calea Ta, atunci când nu înțelegem voia Ta, ajută-ne, Doamne, să nu ne răzvrătim și să nu ne întoarcem împotriva Ta. Rămâi cu pacea și cu binecuvântarea Ta peste noi.